Astăzi m-a invitat Ceacea aici la un restaurant rustic, superb. Să vedem cine a adus pâine. Și o să servește aici pâine cu usturoi, cu roșii. Și aici ai un aperitiv. Nu știu, pare așa, parcă sunt chiftele, nu știu ce-o fi. Să vă arăt un pic cum arată. Sala de pentru festivități. Super. Sala de festivități și aici. Super la etaj. Îți place ceea ce aici la Can Mauri? Place. Se face una demonstrație de pian. Da. Mi-a spus oamenii ăștia că e construită de prin 1800 și ceva. O farfurie de salată cu brânză de capră. Super! Și ne-a spus oamenii ăștia că, de fapt, deci aici se cheamă Masia, casa asta. Nu știu cum să-i spun. Ca o casă din câmp, bineînțeles, mare. Și este construită din 1575. Mamă! Super! Rulou de capră este pe pat de ardei copți și și limite. Așa se face aici, în Catalonia. E bun, Ceacio? E bun? E bun? Bun. Bună tăcare, Columne. Aici, Ceacio, ce-s acolo? Canelon. Caneloni? Cu ce-a zis? Cu salsa? Cu salsa de ce? Cu de sos de bureț, de hribe, de hribe. Trebuie să fie bun. Superior? Super. Mortal, Ceacio, na, să-ți fie. Ce mai adus acolo, Ceacio? Ce? Miel. Miel? Miel. Miel? Miel, como la miel, pero miel. Miel? În catalan se spune ceai în catalană, la miel. Ceai. Nu ceai de băut? Și cartofi, da. O fi bun? Și pentru mine un peștișor, o dorada se cheamă aici. Dorada. Orada în catalană. Dorada. Astea sunt deserturile. Mousse de portocale. De multe pe amândouă, că ceea ce nu știu. Asta e un desert cu un mojito. Tot ce ați văzut că am mâncat, a costă ăsta, de 44 de euro. E super bine prețul aici și super calitate. Ai mâncat bine, Ceacio? Bine. Bunătatea de pe lume a fost toate. Foarte bun. Bine.
ca în Mauri. După ce a tras o ploaie, acum ia ce. Cum arată aici. Și ce frumos au grădina acolo. Foarte frumos locul. Exotică? Si. Sí.